Orice apartament de bloc poate fi transformat într-o locuință cu standarde de casă pasivă. Factura la încălzire ar putea ajunge la 300 de lei pe an, susține inginerul Marius Șoflete. Totuși, reabilitarea termică a blocurilor nu este suficientă pentru a avea facturi reduse la întreținere. Să zicem, de exemplu, că stai într-un apartament de bloc reabilitat termic. Mai poți pune termenizație și pe interior. Da, pierzi spațiu, există și problema asta că mai pierzi din spațiu, însă există termenizații foarte performante, cum ar fi panourile de vid sau panourile vidate, cum ar fi panourile din spumă de sticlă, care punându-le la interior mai poți diminua din ceea ce pierzi ca energie. Mare atenție, și am văzut o greșeală foarte des făcută, oamenii pun polistiren pe interior. Nu e bine din mai multe motive. Odată că punând la interior polistiren, se dereglează ceea ce se numește permeabilitatea la vapor și se poate forma condens. Am văzut puse materiale poroase de tip BCA, la fel puse pe interior. Se întâmplă același fenomen și BCA-ul începe să se ude, uzându-se sau prin faptul că el se umectează, începe să scadă tencuiala. Și iarăși nu e bine. Și în cazul în care un proprietar sau proprietarul unui apartament vrea să-și-l transforme într-un apartament pasiv, cât ar trebui să fie bugetul? Dacă vorbim de schimbatul tâmplărilor de la zero, atunci cele mai accesibile tâmplării sunt pe la 250 de euro pe metru pătrat, adică ferestre. În medie, un apartament are între 16 și 20 de metri pătrați de fereastră, în medie. Asta ar însemna 2500, 4000, între 4 și 5000 de euro ar fi bugetul de tâmplării. Dacă nu este pusă deloc termenizație pe exterior, ar trebui să-și adauge la interior o termenizație mai performantă. De exemplu, panourile de vid cu care eu lucrez sunt pe la 20 de euro metru pătrat, dar nu ai suprafața atât de mare în contact cu exteriorul, sau plăci de spumă de sticlă care sunt pe la 8-12 euro metru pătrat la 8-10 cm grosime. Aici, practic, trebuie înmulțiți acești coeficienți cu suprafața de perete. Adică te duci, îți măsori peretele pe interior și afli cât te costă. Ușa de la intrare mai este importantă, să fie schimbată, să fie performantă, pentru că pierzi după aceea căldură prin casa scării și o ușă performantă, într-adevăr, ajunge pe la 1500 de euro. Iar un sistem de ventilație cu recuperare de căldură, descentralizat, este pe la 500 de euro. Ai nevoie în medie de 2 sau de 4 astfel de echipamente, deci te costă investiția în sistemul de ventilație între 1000 și 2500 de euro cu totul. Asta e cazul unui apartament pe care l-am reabilitat de curând în București și a ajuns un sistem de ventilație descentralizat pus în 4 camere, 2500 de euro cu montaj cu tot. 10.000 de euro ca să transformi un apartament normal de bloc într-un, să spunem, într-un standard de casă pasiv. Considerând că nu are niciun fel de intervenție pe exterior, adică el este zero, e... Și beneficiile unui astfel de apartament, cu cât scad facturile? Beneficiile majore, în schimb, care pot să vină, sunt legate de faptul că tu îți poți monta o pompă de căldură, aer, apă, la bloc. Adică tu te poți debranșa de la sistemul de termoficare, dacă nu vrei să fii dependent de el. Nu ai nevoie neapărat să-ți pui o centrală pe gaz, ci îți poți monta o pompă de căldură aer-apă, așa cum și casa de aici are o astfel de pompă de căldură, care pe exterior, pompa de căldură arată fix ca sistemul de aer condiționat. Este aproape același echipament, doar că pe interior, în loc să aibă acel split care ne dă aer, el este cuplat cu un mic boiler, să zic așa, între ghilimele, adică are un mic bazin în care se prepară apa caldă. Și factura la întreținere cât ar fi? Mai depinde efectiv de factura de curent. Dacă ești la un apartament de bloc cu 80 de metri pătrați, să deja ai un apartament generos, ai nevoie de o pompă de căldură aer-apă de vreo 2 kW, care te costă până în 4.000 de euro și ajungi să plătești mai nimica pe un an. Poți ajunge la un sub 300 de lei pe an cost pentru încălzire, repet, exclusiv pentru încălzire. Există posibilitatea ca o casă clasică, poate și veche, de 10, 15, 20 de ani sau mai mult, să poată fi transformată într-o casă pasivă? Da, se poate realiza printr-o reabilitare termică sau reabilitare energetică cu totul. Și se aplică aceleași principii de bază. Se termoizolează toate componentele casei. Desigur că fiind deja construite, există mici probleme tehnice de termoizolare pe care noi, în termeni de specialitate, le numim punți termice.
și este unul dintre principiile care trebuie evitate în realizarea unei case pasive, o punte termică, iarăși asimilată cu noi, înseamnă că nu ne-am petrecut bine hainele. Chiar dacă mi-am cumpărat niște pantaloni performanți de schi și o geacă performantă de schi, dacă eu nu le-am suprapus, dacă nu mi-am băgat plovărul în pantalon și mi-am pus geaca peste pantalon ca materiale să fie petrecute între ele și eu rămân cu un centimetru piele liberă, va fi fric pe acolo. Și atunci apare senzația asta de frig. La fel cum pe timp de iarnă nu-ți pui un fular la gât. Chiar dacă ești foarte bine îmbrăcat și nu ai fularul la gât, e frig pentru că tu pierzi căldură pe undeva. Și problema asta se întâlnește la casele vechi, mai ales la fundații și la plăcile de balcon care sunt scoase în afară și care rup efectiv termoizolația. Sunt foarte multe orașe din țară în care a început sau este în plină desfășurare binecunoscutul proces de reabilitare termică a blocurilor. În care se dispun 10 cm cel mult de polistiren și o tâmpărie termopan cu dublu vitraj și într-adevăr, în raport cu situația existentă, inițial este o îmbunătățire, dar nu este folosit la maxim potențialul de reabilitare termică a unui astfel de apartament. Ce lipsește din procesul ăsta de reabilitare energetică este introducerea unui sistem de ventilație. Și asta se simte și poate că mulți dintre cei care stau la bloc simt asta iarna când intri în apartamentul cuiva, te lovește așa o briză de aia puternică, de aer cald și de umezeală multă. Pentru că oamenii preferă să nu deschide geamul, că plătesc mai mult energie și lucrul ăsta creează probleme de disconfort pentru că devine mult mai mare umezeala în casă. De aici foarte mulți dintre cei care stau la box se pot uita pe timp de iarnă la tâmpării și poate să observe deja apă lichidă și multora le-au mucegăit geamurile. Pentru că montajul geamurilor nu este făcut corect, se pune tâmpăria prinsă cu spumă poliuretanică, care e ca un burete de vase, nefiind apartamentul, nefiind ventilat, pentru că el deja a devenit mult mai etanș la aer, umezeala se scurge pe unde poate, adică umiditatea se scurge pe unde e zona mai sensibilă, acolo se formează condens și se întoarce apa lichidă ca mucegai. Și de aici am auzit foarte multe reacții negative la cei care li s-au reabilitat apartamentele când 3-4 ne apăr mucegai și cumva de acolo se trage. Și o reabilitare eficientă ar fi însemnat măcar 15 cm de termoizolație și o tâmpărie triplu vitraj care ar fi dublat performanța energetică. Adică ceea ce am câștigat cu 10 cm de termoizolație și tâmpăria asta standard dublu vitraj, aducând încă 5 cm de termoizolație și tâmpărie triplu vitraj, a mai fi crescut performanța de două ori.